Seara li se pare că eu atac numai pe cei buni. Așa gândesc cei care împart istoria, istoria, acea succesiune de fapte. Acea succesiune de fapte înainte de 89 și după 89. Receptorii au impresia că eu, acum, vorbesc numai de cei buni, la care eu, dacă sunt întrebat, eu răspund. Așa cum nu țineți minte cei care mă întrebați, timp de decenii eu am dat în cei răi. În cei răi. În momentul în care Ceaușescu era mare și tare, eu din România mă adresam lui Ceaușescu. Eu nu spun că voi nu v-ați adresat lui Ceaușescu, nu? Dar spun, eu mă adresam, îl interpelam pe Ceaușescu. Îl înfruntam așa cum puteam și eu, cu mâinile goale, dar nu tăceam din gură. Din România eu scriam și scrisorile mele erau publicate în reviste și erau transmise prin Europa Liberă. Dar eu eram acolo. Eu când am fost în România am publicat 5 cărți. Cât timp eram în România, am publicat 5 cărți. E, acum, de ce dau în ăștia buni? Eu nu dau în ăștia buni. Eu dau în ăștia fiindcă s-au stricat. Au fost buni, unii au fost foarte buni și s-au stricat. Zic așa, continui. Unii m-au acuzat că fac pe procuror, procurorul în sensul sovietic al cuvântului, un procuror care te bagă, te acuză și nu numai că te acuză, dar te și bagă în pușcărie. Eu nu mă simt procuror. Dacă aș spune adevărul despre cineva, înseamnă să fii procuror, atunci sunt procuror. Sau, mai am încă o faimă, de înjurător. Una, două, Goma iar înjură. Nu, Goma cu citate dă fapte. Iată ce a scris Manolescu, citat și indicat. România literară, număr cu tare, pagina cu tare. Eu nu-mi permit să arunc anatema și să tratez de vinovați pe cei care au trăit în România. Nici nu intră în capul meu o asemenea poveste. Și eu am trăit în România. Și părinții mei au trăit în România și prietenii mei trăiesc în România, cei care mai trăiesc. Așa. Nu așa discutăm. Ci, și nu ca exilat. Pentru că eu cred că nu, cred, sunt convins. Eu nu mi-am schimbat felul de a gândi rudimentar. Pentru că eu știu 2-3 lucruri. Nu mai multe. Dar le știu bine. Adică de la ele nu mă despart. Eu așa gândeam și în România. Că dacă nu gândeam așa, eram și acum în România. Nu pe drumuri. Povestea cu vinovăția. Să accept. Mie nu-mi place să folosesc termenul ăsta vinovat, dar eu mă simt responsabil. Și așa cum, de pildă, eu, ca individ și ca unul care am făcut câte ceva, puțin, că am făcut câte ceva, ca să se afle că în România se petrec lucruri inadmisibile, de pildă, eu mi l-am asumat pe Ceaușescu. Ca român, n-am zis că Ceaușescu este rău pentru că este țigan. Sau Ceaușescu este bestie pentru că e tătar. Nu, domnule. Nu e chestiunea că este sau nu este român sau tătar. E de al nostru, e din comunitatea noastră. Trebuie să-l luăm și pe el. Bineînțeles că nu-l pun pe același plan cu, de pildă, Eminescu. Nu? Dar e tot în patrimoniu, domnule. Cu bune și cu rele. E al nostru. Pentru că o comunitate, nu numai agrară, care e un nivel submediu, ci o comunitate rudimentară, primitivă, ca cea românească, este mereu tentată să dea vina pe altul. A, zice, păi nu eu, ungurii sunt de vină. Păi zice, nu, ar fi fost foarte bine dacă n-ar fi fost jidanii. A, dacă bulgarii n-ar fi venit peste noi. Și când te uiți la el și îl iei la bani mărunți, afli că săracul are cel puțin 2 picături de sânge unguresc, 3 picături de sânge bulgăresc, de țigănesc, să nu mai vorbim. E acea infantilă, tentație infantilă, copilul zice, nu eu, ăla, altul, nu știu cine, altul. Primul pas spre maturizare este ce se numește asumare. Chiar dacă nu tu ești vinovat, în momentul în care ești membru al unei comunități, te simți responsabil de soarta ei, de soarta ei viitoare. Vrei ca copiii și nepoții tăi să o ducă mai puțin prost decât tine, mai puțin mizerabil, mai puțin torturant decât tine. Da? Dacă vrei, va trebui să se arate care sunt vinovățiile. Este vinovat acela care, și în șir, a ucis,
a torturat, a umilit, a, în sfârșit, a produs, știu eu, mă gândesc la ministrul ministrul sănătății, de pildă. Eu l-aș băga foarte bine într-un capitol acolo. Ministrul sănătății, care a fost înainte ministrul alimentației, nu? Ala cu alimentația națională. Cei care au făcut rău cu, cum să, conștienți că fac rău, că dacă nu sunt conștienți, atunci îi bagi la nebun, nu? Săracul, nu știa ce face. Conștienți că fac rău și au făcut. Adică crime de sânge și pe Dumitru Popescu, Dumnezeu. Ei n-au sânge pe mâini, nu? Bietul Vasile Nicolescu a murit, să nu-l ierte Dumnezeu, pe Vasile Nicolescu, să nu-l ierte Dumnezeu, că a fost o mare bestie. El n-avea sânge pe mâini, dar avea sângele cărților pe mâini, cărțile care n-au ieșit, cărțile care au fost masacrate sub el și scriitoare pe care i-a chinuit ca pe hoții de cai. Eu vorbesc de timpul meu, că după aceea a venit altul, a venit Dule, a venit Croitor, nu mai știu cine. Să spuneți acum, Vașuga, ce aveți cu propoziția atât de des citată a lui Mircea Vulcănescu? 1. Eu când am auzit-o pentru prima oară, în sinea mea n-am crezut. De ce? Pentru că e prea retorică. E adevărat că un tip ca Mircea Vulcănescu, chiar în situația aceea, ar fi putut să o spună. Deci, nu faptul că nu ar fi putut să o spună, ci faptul că i s-a dat o asemenea răspândire, să nu se înțeleagă că eu cer interzicerea răspândirii acestei fraze, ci atrag atenția asupra nocivității acestei, cum să spun, spălarea sângelui. Pentru că dacă Mircea Vulcănescu a spus să nu ne răzbunați, din punct de vedere uman, ca membru al comunității, el a făcut o mare greșeală. Pentru că el nu putea să dea indicații prețioase, să mă ierte Dumnezeu acum că vorbesc gândindu-mă la așa, să dea sugestii, să dea directive celor de după el ce să facă și să nu facă. Pentru că în materie de iertare, acum venim la iertare, fiecare are dreptul să ierte ceea ce i s-a făcut lui. Numai lui. Are dreptul. Nu are dreptul victima să spună: domnule, eu îl iert pentru păcatele lui pe cutare, pe X, dar ăla a făcut și alte, l-a omorât pe altul, l-a umilit și pe altul. Nu are voie să spună așa: îl iert sau uit ce mi-a făcut mie. Însă Mircea Vulcănescu a ieșit din sine, ești de crezut în prejurările, pentru că, uite acum, și aici, și în exil, în presa din exil, sunt pline intervențiile securiste, ale tot felul de securiști, care acum pozează în patrioți. Mare patrioți, în frunte cu Pacepa. Și a făcut un mit lui Pacepa. Marele patriot, Pacepa, care a fost împotriva lui Ceaușescu. Domnule, nu este suficient să fii împotriva lui Ceaușescu ca să fii patriot român. Există acum un coagulant care poartă următoarele trăsături. Securist, adică cu vechi pete. Nu spun mustrări de conștiință, pentru că n-au. Dacă ar avea, nu ar așa. Deci, securiști și asimilați. 2. Legionari rușinoși. Și aici nu mai e decât un pas: naționaliști, adică români verzi, care spun așa: domnule, românii, noi suntem deasupra tuturor, mai buni decât cei mai bravi dintre traci, nu? Dar nu se cita pasajul dinainte, că e și asta, pasajul dinainte unde spunea cum tracii aceia, geții, îi trădaseră pe ceilalți și după aceea merseseră cu Filip al II-lea, nu? Să-i bată pe sciți. Că nu uităm, e imparțial ca românul, nu? Noi am fost prieteni cu nemții până la Stalingrad, după aia prieteni cu rușii până în Tatra și până la urmă ne-am ales cu, nu pot să arăt aici în fața televiziunii, cu ce? Ar fi acuzat de porcografie, cum zice fiul meu. Ați trăit atâtea forme de exil, sunteți și acum într-o alta, v-ați păstrat în exil. Eu sunt fără cetățenie, eu nu sunt cetățean francez, sunt în continuare refugiat politic. Am, printre altele, așa ca formă, da,
Și nu aveți cetățenia franceză, dar sunteți cetățean român? Nu sunt cetățean. Nu aveți nicio cetățenie? Eu sunt refugiat politic cu domiciliu în Franța. Gândindu-mă la locurile prin care ați trecut, la faptul că v-ați născut în Basarabia, ați trăit pe urmă în Ardeal, la București, la Paris, care e locul, mă gândesc, de care vă simțiți mai legat? Toate. La fel? Toate. Sunt toate locuri ale patriilor mele succesive. Nu? Poți avea mai multe patrii? Da, sigur că poți să ai mai multe alte patrii, pentru că eu am una singură pe care o am și aici, limba. Eu locuiesc în limba română. Deci eu mă mut oriunde m-aș muta. Pot să mă duc în Madagascar, pot să mă duc mai încolo de Belleville. Eu îmi iau limba cu mine, de sagă. O locuiesc, eu stau în ea. Se poate spune sau poți să fii prizonier al exilului, fiind într-un continuu exil? Dacă nu ești scriitor, da. Dacă nu ești scriitor, da. A fi scriitor e o mare salvare. E o nefericire, din punct de vedere, să zic, material. Fără nicio rușine. Materialmente e un dezastru să fii scriitor. Și nu numai pentru noi exilați, chiar și pentru băștinași care mor de foame. În afară de faptul că e o nefericire să fii și scriitor, e o mare fericire. Adică îți dă o altă dimensiune, îți dă satisfacții care sunt la urma urmei consolări din asta improvizate. Zici, păi nu-i nimica că nu... n-am reușit în viață, dar măcar am scris ceva. Dar nu mai spune dacă a ieșit bine ce a scris sau nu. Scrisul este suficient. Ceilalți e deja altă poveste, ca și în România. Ca și în România. Bineînțeles, eu mă simt solidar cu toți, dar nu mă pot băga în pielea altor. O întrebare pe care am pus-o tuturor celor cu care am făcut interviuri în cadrul serialului Memoria Exilului Românesc. Ce v-a dat și ce v-a luat exilul? Mie nu mi-a luat nimic. Nu putea să-mi ia nimic. Pentru că, de pildă, eu eram un dezrădăcinat în mai multe rânduri. Eu n-am venit în Franța de la casa mea. Eu aveam deja în spate decenii întregi de rătăcire, de vagabondaj împreună cu familia și de sentiment de, cum spunea tata, bineînțeles, el era învățător de țară, zicea, ascultă-mă pe mine, noi refugiații suntem jidovii rătăcitori ai acestui timp. Noi eram jidovii rătăcitori. Noi nu eram de ai lor. Oriunde ne-am fi dus, nu eram de ai lor. Pentru că îi jenam pe toți. Deci eu m-am obișnuit cu această situație a mea de... Sunt altfel. Dacă cineva vă întreabă cum sunteți dumneavoastră astăzi, domnule Paul Goma, să eu zicem, cum răspund? Rău, sunt rău, foarte rău. Nu, lasă, îmi primă-și pe ea că și ea e om.